Bine am găsit, prieteni, este luni dimineața, clipul săptămânal despre uleiul de cocos. Nu știu, eu am devenit dependent de cafea cu ulei de cocos, mi se pare extraordinară. Și vedeți pe ecran mesajul de la Maria, spune că după ce a început să consume cafea cu ulei de cocos, vedeți bine, s-au normalizat analizele, adică trigliceridele la 360 la 166, 150 este valoarea maximă normală. Deci încă este puțin crescută, dar evoluția este extraordinară. De la 360, deja mai mult decât dublu, a ajuns aproape de limita superioară a normalului. Mai are puțin și trece în normal. Glicemia de la 180 la 101, deci practic s-a normalizat glicemia. Colesterolul rău, așa este, colesterol rău, a scăzut și acesta. Deci nu mai am comentarii în fața acestui mesaj. Eu zic că, indiferent ce am crede despre uleiul de cocos, eu zic că merită o încercare. Adică începem, ne facem analizele, vedem cum sunt, începem să consumăm ulei de cocos, una, două lingurițe pe zi, este suficient, și vedem, după o lună, o lună jumate sau două, repetăm analizele și vedem cum sunt. Uleiul de cocos în sine nu ne slăbește, dar contribuie prin faptul că reduce senzația de foame și reduce pofta de dulciuri, contribuie la scăderea insulinorezistenței, plus o serie de alte efecte pozitive pe care le are, vedeți exact, pe trigliceride, pe colesterol, sunt efecte pozitive atât directe cât și indirecte prin faptul că ne ajută să ținem postul intermitent și ținând postul intermitent și reducând consumul de carbohidrați, reduce pofta de dulciuri, se realizează aceste efecte pozitive ale pe reducerea de trigliceride, de colesterol, crește și colesterolul bun. Maria nu ne spune aici, dar eu am testat pe mine și am mai multe mesaje în acest sens, HDL-ul crește. Eu îl aveam 44, deci în intervalul normal, dar nu protector. Protector trebuie să fie peste 60. Și după ce am început să iau cafea cu ulei de cocos și post intermitent, am ajuns la 61. Deci am intrat în intervalul protector pentru aparatul cardiovascular. Nu este nicio magie, nu este nimic, totul se explică. Uleiul de cocos are trigliceride curanț mediu care se transformă în ficat în corp cetonic și corpii cetonici sunt folosiți ca sursă de energie și nu crește secreția de insulină, nu crește glicemia și nu crește secreția de insulină. În plus, corpii cetonici sunt o sursă de energie extraordinară pentru creier, pentru neuron. Și în felul acesta ne simțim mai tonici, mai energici, memoria se îmbunătățește, capacitatea de concentrare se îmbunătățește, claritatea în gândire se îmbunătățește, se poate folosi inclusiv în demență, unde se obține o reducere a simptomatologiei. Nu vindecă boala, dar se reduce simptomatologia, ceea ce este extraordinar. Deoarece în demență, capacitatea neuronului de a folosi glucoza ca sursă de energie este scăzută. Neuronul nu mai pătrunde în interiorul, glucoza nu mai pătrunde în interiorul neuronului. Ei bine, corpii cetonici pătrund și sunt sursă de energie, deci inclusiv în demență, în boala Alzheimer. Eu zic că merită încercat. Și fii sigur, corpul tău îți va mulțumi pentru asta. Numai bine, sănătate, la revedere!